Eu voi cânta și voi dansa, întinde mi se bucură inima. Iisus Hristos, cel mai frumos, sunt copleșit de bunătatea ta. Când mă aflu în slăbiciune, harul tău e de-ajuns. Tu nu pleci de lângă mine, nu rămâi ascuns. Când mă aflu în slăbiciune, harul tău e de-ajuns. În tine mi se bucură inima. Iisus Hristos, cel mai frumos, sunt oprisit de bunătatea ta. Inima faci să trezale, mă minună pacea ta. Iisus Hristos, cel mai frumos, sunt oprisit de bunătatea ta. Eu voi cânta și voi dansa, în tine mi se bucură inima. Iisus Hristos, cel mai frumos, lucruri noi.
Shanane,
Vrem ochii noștri să vadă fața ta. Vrem acum să pășim gloria ta. Greutatea scumpării tale să cadă peste noi. O, Doamne, sunt flământ, sunt însetat. Sunt flământ, sunt însetat. Vreau să bea paharul ce mi s-a dat. Vreau să bea acum din gloria ta. Umple-ne, Doamne, umple-ne. Tată, dar lupta va înceta.
văzut. Dar toată încrederea și zață, locurile cere de vânt. Prin cel care a piruit ca să umbli în victorie. Să fii cap și nu coadă, să fii cap și nu coadă, să fii primul, primul. Te-am ales, te-am chemat să umbli în victorie. Te-am ales, te-am chemat să umbli în victorie. Te-am ales, te-am chemat să strălucești cu gloria mea pe oriunde tu vei călca. Viața ta să arate ca cerul. Căci îți dau astăzi viziune, eu îți dau astăzi viziune. Deschid cerul meu, deschid cerul meu, ca să vezi împărăția, ca să duci împărăția pe pământ. Adu părăția pe pământ. El e aici, El e aici. Așteaptă pe El să-ți vorbească, nu te grăbi să pleci. Așteaptă-L pe El să-ți vorbească, nu te grăbi să pleci. Așteaptă-L pe El să-ți vorbească, nu te grăbi să pleci. Toții glasul nostru și mâinile noastre spre Domnul. Haideți să-i cântăm Lui un cântec nou. Să-i cântăm Duhul, ora dată de stere. Fă ce tu vrei să faci, fă ce doar tu poți să faci.
seated among us. Every heart receiving now. Where there is praise, He will inhabit. There will be grace and mercy all around. Every bird will be lifted in His presence. Every trophy will be laid out at His feet. There is a name that reigns above. The King above all kings. Unto the Lamb, honor and glory, worthy is He. Buried in shame, risen in power. He is alive, and the stone is rolled away. All our worship will belong to Him forever. Death is conquered, and our Savior holds the în Iona, în capitolul 4, Jonah chapter 4, și vreau să citesc de la versetul 1. Starting from verse 1. Dacă aveți o Biblie la voi, puteți și voi să o luați în mână. Bible, can also take it in your hand and să citim împreună. Let's read together. Lucrul acesta n-a plăcut deloc lui Iona și s-a mâniat. But this displeased Jonah exceedingly and he was angry. S-a rugat Domnului și a zis:
And he prayed to the Lord and said, Ah, Doamne, nu este acesta tocmai ce ziceam eu când eram încă în țara mea? Tocmai lucrul acesta voiam să-l înlătur fugind la Tarsis, că știam că ești un Dumnezeu milos și plin de îndurare, îndelung răbdător și bogat în bunătate și câte că ești de rău. O, Lord, is not this what I said when I was yet in my country? That is why I made haste to flee to Tarshish, where I knew that you are a gracious God and merciful, slow to anger and abounding in steadfast love and relenting from disaster. Acum, Doamne, te rog, ia-n viața, căci mai bine este pentru mine să mor decât să trăiesc. Therefore now, O Lord, please take my life from me, for it is better for me to die than to live. Și Domnul a răspuns, bine faci tu că te mâni. And the Lord said, Do you do well to be angry? Și Iona a ieșit din cetate și s-a așezat la răsărit de cetate. Acolo și-a făcut un umbrar și s-a așezat sub el până va vedea ce se va întâmpla cu cetatea. Jonah went out of the city and sat to the east of the city and made a booth for himself there. He sat under it in the shade till he should see what would come of the city. Și Domnul Dumnezeu a făcut să crească o curcubetă care s-a ridicat peste Iona ca să facă umbră capului lui și să-l scoată din necaz. Iona s-a bucurat foarte mult de curcubeta aceasta. Jonah went out of the city. Oh, sorry. Now the Lord God appointed a plant and made it come up from Jonah that it might be shade over his head to save him from discomfort. Dar a doua zi, la răsăritul soarelui, Dumnezeu a pregătit un vierme care a înțepat curcubeta încât s-a uscat. So Jonah was exceedingly glad because of the plant, but when the dawn came up the next day, God appointed a worm that attacked the plant so that it withered. Când a răsărit soarele, Dumnezeu a pregătit un vânt înăbușitor de la răsărit și soarele a bătut peste capul lui Iona încât el a leșinat. Și a cerut pentru sine să moară și a zis, mai bine să mor decât să trăiesc. When the sun rose, God appointed a scorching east wind, and the sun beat down on the head of Jonah, so that he was faint. And he asked that he might die, and said, "It is better for me to die than to live." Și Dumnezeu a zis lui Iona, "Bine faci tu că te mâni din cauza curcubetei." Și el a zis, "Fac bine că mă mâni până la moarte." But God said to Jonah, "Do you do well to be angry for the plant?" And he said, "Yes, I do well to be angry, angry enough to die." Domnul i-a zis, ție ți este milă de curcubeta aceasta pentru care n-ai muncit și pe care tu nu ai făcut-o să crească, ci într-o noapte s-a născut și într-o noapte a pierit. And the Lord said, you pity the plant for which you did not labor, nor did you not make it grow, which came into being in a night and perished in a night. Și mie să nu-mi fie milă de Ninive, cetatea cea mare în care se află mai mult de 120.000 de oameni care nu știu să deosebească dreapta de stânga lor și de asemenea o mulțime de vite. And should not I pity Nineveh, the great city in which there are more than 120,000 persons who do not know their right hand from their left and also much cattle? Haideți să ne rugăm. Let's pray together. Tată, Lord, îți mulțumim. We thank pentru you cuvântul tău. For your word. Avem nevoie să ne înveți. We need you to teach us. Vorbește-ne astăzi. Speak to us today. Și mă rog să mă ajuți pe mine. And I pray that you help me. Să spun ceea ce tu ai vrea să vorbești fiecărei inimi astăzi. To speak whatever you want to speak to each heart. Lasă prezența ta. Let your presence să ne transforme. Transform us. Să fie roade care rămân. To be good fruit that remains. Și să aducem prin tot ce facem slavă numelui tău. And for everything that we do, we bring praise your name. Amin. Amen. Haideți să ne așezăm. Let's be seated. Vorbim în această perioadă în biserică despre transformare. So we speak in this time in the church about transformation. Despre cum suntem o făptură nouă în Hristos. How we are a new being in Christ. Așa cum 2 Corinteni capitolul 5 ne învață. Just like 2 Corinthians chapter 5. În Hristos suntem o făptură nouă. In Christ we are a new creation. Și schimbarea e un proces. And changing is a process. Și vreau să vorbesc astăzi despre acest fapt. Schimbarea este un proces. And I want to talk us today about how change is a progress. Un proces. It's a process. Nu se întâmplă peste noapte. It doesn't come overnight. Nu se întâmplă dintr-o dată. It doesn't come suddenly. Ci este un proces. But it's a process. În acest proces unele lucruri se schimbă mai repede și altele mai încet. And in this process some things change quicker and something change slower. Vedeți și plantele au ritmul lor de a crește. You see also plants have their cycle of growing. Și Biblia ne învață în 1 Corinteni 15. And also the Bible teaches us in 1 Corinthians 15. Pui
o sămânță în pământ. That you put a seed in a ground. Și ea va crește într-un anumit fel. And it will grow in a certain way. Cartofii cresc într-un anumit ritm. Potatoes grow in a certain rhythm. Merele au un alt ritm. Apples have a different rhythm. Grâul are un alt ritm. Wheat also a different rhythm. Și la fel este cu fiecare om. And also it is with each person. Fiecare om are un alt proces de a se schimba. Every person has a different process that he changes. Și diferit. And it's different. Și atunci când tu încerci să schimbi un om, so when you are trying to change a ritmul person, în care viața ta se schimbă, in the rhythm that your old life changes, poți foarte ușor să intri în legalism și în control. You can easily enter into legalism and control. Și uneori Dumnezeu schimbă un lucru anume în viața cuiva, and sometimes the Lord changes something specific in the life of a person. Și El are har ca acele lucruri să se schimbe, and He has grace for those things to dar change. Tu ai vrea ca alte lucruri să se schimbe în viața unui om. Would want that other things would change in the life of a person. Ți-ar place ca altceva să se schimbe în viața acelui om acum. You would like that something different would change in the life of that person. În Luca, right, în capitolul 2, in Luke chapter 2, suntem învățați că și Domnul Iisus creștea. We are taught that even the Lord Jesus grew. În înțelepciune, in wisdom, în statură, in stature, și era plăcut înaintea lui Dumnezeu și înaintea oamenilor. And he was loved in the sight of people and God. Și el a crescut în înțelepciune și el a crescut în favoare. He also grew in wisdom. He also grew in favor. Și aș vrea să ne uităm astăzi la cum oamenii au moduri diferite în care ei se schimbă. And let's look today at how people have different rhythms that they change. Suntem o făptură nouă în Hristos. We are a new creation in Christ. Și când împărăția lui Dumnezeu vine în viața noastră, and when the kingdom of God comes into our lives, vine precum o sămânță. It comes in the form of a seed. Nu vine ca și un copac gata crescut și cu toate roadele pe el. It doesn't come as a fully grown tree with all the fruit on it. Ci un proces de schimbare. But it's a process of change. Eu aș vrea să știu dacă este cineva aici. I would want to know if there is anyone here. Care poate să zică, eu deja sunt desăvârșit. They can say, I'm already perfect. Sau dacă tu știi pe cineva, or if you know someone, care îi deja desăvârșit, that already is perfect. Eu nu sunt. I am not. Și eu personal încă nu cunosc așa un om. And personally I don't know such a person. Și apostolul Pavel a spus, also the apostle Paul, he said, eu încă nu am ajuns. I have not reached that. Și place. El era apostolul Pavel. And he was the apostle Paul. Și important pentru noi ca și creștini să realizăm acest adevăr. And it's important for us as Christians to realize this truth. Că noi suntem într-un proces de schimbare. That we are in a process of changing. Am stat și m-am gândit un pic pe lângă Iona și o să ajungem și la Iona până la urma urmei. So I thought some also something besides Jonah, but we'll reach this place. Dar also m-am gândit un pic la Naaman. So I was thinking about Naaman. În 2 Împărați în capitolul 5. Second Kings chapter 5. Așa cum am studiat despre procesul de schimbare. As we study the process of change. Mi-a venit în minte despre acest general. It came to mind to me this general. Un om foarte important. A very important person. Un om puternic. A powerful man. Un om viteaz. A man that was mighty in valor. Un om care avea favoare. A man that had favor. Un om care era cunoscut în țara lui. He was well known in his country. Dar care avea lepră. But he was leprous. El avea un punct de slăbiciune în viața lui. He had a point of weakness in his life. Un punct de slăbiciune, a point of weakness, care a afectat relațiile din viața lui. That affected the relationships that he had in his life. I-a afectat relațiile din familia lui. It affected the relationships with his family. El era tare. He was a strong. El era viteaz. He was courageous. Dar avea ceva, un domeniu în viață. He had something in his life. De rană. Something of a wound. Ceva care nu era încă schimbat, transformat. Something that was not yet changed, vindecat, transformed, healed. Și eu cred că aici suntem mulți care avem încă ceva ce nu-i vindecat. And I believe here today we have some things that are still not healed. Ce nu-i transformat. It's not yet transformed. Și m-am gândit cum l-a ajutat pe Dumnezeu pe Naaman. And I was thinking, how did God help Naaman? Să fie vindecat în acel loc. So he would be healed in that area. Ce a folosit Dumnezeu? What did God use? Vedeți, Dumnezeu i-a adus în viața lui pe cineva. You see, God brought in his life someone. Cineva neașteptat. Someone unexpected. Un copil. A child.
Nu ne-am gândit că schimbarea vine poate printr-un pastor. We might think that change could come only through a pastor. Dar dacă Dumnezeu ar folosi un copil să te ajute pe tine? Would use a child to help you. Dumnezeu folosește pe cineva pe care tu nu te aștepți. God will use someone who you do not expect. Eu cred că voi care sunteți părinți, and I believe you who are parents, puteți să dați mărturia astăzi. You can give a testimony. Că venirea unui copil în viața voastră v-a schimbat. That when a child came into your life, that brought change. A dus o vindecare. It brought a healing. A dus o înțelegere. It brought an understanding. Noi care nu avem copii, we who do not have children, e ca și cum cineva ți-ar spune despre înghețata cea mai bună din lume care tu nu ai mâncat-o niciodată. It's like someone will tell you, describe to you about the best ice cream in the whole știi world, which you știi never că înghețata e bună. We know that ice cream is dar good. Dar dacă nu ai mâncat-o, nu știi chiar ce ai pierdut. But if you never have eaten it, you never know what you missed. Dar Dumnezeu folosește ce tu nu te aștepți. But God will use something that you do not expect. De aceea nu putem să îl punem pe Dumnezeu într-o cutie. That's why you cannot put God in a box. Să limităm modul în care El vrea să lucreze în viața noastră. To limit the way He wants to work in your life. Când Dumnezeu a adus în viața noastră pe pastorul Jeff și pe Jane, when the Lord brought Pastor Jeff and Jane into our lives, pot să spun că a lucrat așa de mult în viața mea. I could say that he worked so much in my life. Și poate că v-ați gândit, oh, Mihaela a devenit mai spirituală. And maybe you think, oh, Mihaela became so spiritual. Un lucru care s-a întâmplat major, something major that happened, e că a adus mai multă libertate. That it brought a greater freedom. Fericire. Greater happiness. Îi vedeam pe ei că stăteau la noi acasă cum sunt ei ca și cuplu. I saw them as a couple how they were. Cum știau să râdă. They stayed in our home. How și fiecare era el însuși. And each one of them was their own Pastorul self. Pastorul Jeff la 4 dimineața se trezea. Pastor Jeff would get up at 4 in the morning. Jane dormea până la 9 la 10. And Jane would sleep until 9 or 10. Fiecare era pe ritmul lui. Everyone was in their own rhythm. Niciunul nu încerca să schimbe pe celălalt. No one was trying to change the other person. Și a fost așa un exemplu sănătos and și frumos pentru mine. It was such a good example, healthy example. Să fiu eu însămi. To be myself. O fetiță. A little girl. Și cum a lucrat Dumnezeu prin ea să aducă vindecare și schimbare în viața lui Naaman. And how the Lord worked through her to bring healing and change in the life of Naaman. Și haideți să învățăm un pic de la un copil azi înțelepciune. Now let's learn some wisdom from a child today. Ce a făcut această fetiță? What did this child do? A văzut problema lui. She saw Naaman's problem. A văzut slăbiciunea lui. She saw his weakness. Și de multe ori oamenii când văd o problemă la cineva sau o slăbiciune la cineva, and many times when people see a problem or a weakness in someone, încearcă să pună presiune pe acel om să se schimbe. They try to put pressure on that person to change. Știi ce face ea? You know what she does? Să citiți acasă 2 Împărați 5. Just read home 2 Kings 5. Îi dă o sugestie. She gives him a suggestion. Îi dă o sugestie. She just suggests something. Îi arată o posibilitate. She gives him a possibility. Îi insuflă lui viziune. She tries to inspire vision. Îl încurajează. She encourages him. Vorbește cu înțelepciune și respect. She speaks in a way that shows respect and wisdom. Soției lui. To also to his wife. Fără manipulare. Without trying to manipulate. Fără control. Without control. Domnul folosește un copil. So the Lord uses a child. Să aducă vindecare și schimbare. To bring healing and change. În viața unui general. In the life of a general. E foarte ușor să arăți cu degetul. It's very easy to point your finger. Și să zici, uite cum ești. Say, this is how you are. Uite ce probleme ai. Look what a problem. Look at the problem that you have. Dar cât de puternic este. But how powerful it is. Când poți să ajuți prin înțelepciunea lui Dumnezeu. When you can help with the wisdom of the Lord. Să motivezi pe cineva. To motivate someone. Să vrea să se schimbe. To want to change. Să dorească schimbarea. To want to change. El folosește, Domnul folosește oameni. So the Lord uses people. Lucruri. Things, circumstanțe, nu la care te aștepți tu. Not the ones that you might expect. Iisus, vedeți, a fost cunoscut ca și învățător. You see, Jesus was known as the teacher. Învățător din Scriptură. A teacher from the Word. Și femeia aceea cu scurgerea de sânge. And that woman that had the issue of blood.
care a cheltuit banii pe doctor. That spent all her money on physicians. Cine a vindecat-o pe ea? Who actually healed her? Cine a dus vindecare unde viața era bolnavă? Who un medic? Healing where her life was miserable. Nu, was it a medic? Un învățător. No, but a teacher did. Un învățător. A teacher did. Cu alte cuvinte, vindecarea și schimbarea in viața noastră. Words, change and healing in our lives. Vine prin cine noi nu ne așteptăm. Comes through something, someone that we didn't expect. Atunci când Dumnezeu este implicat. When the Lord is involved. Și am fost împreună în Iona. And we were together in am început Jonah. În Iona și cred că e un pasaj extraordinar. I think it's an amazing passage. Și cred că e un pasaj foarte comic, sincer. I think also it's a very funny passage. Pentru că Domnul spune unui proroc because the Lord speaks to a prophet să meargă să dea un mesaj to go and give a message. Și el nu se duce unde Dumnezeu îl trimite and he is not going where the Lord sent him. Ci se duce în direcția opusă. He goes completely in the other Vedeți, direction. Vedeți, și prorocii sunt într-un proces de schimbare. You see, also prophets are in a process of change. Și liderii trec printr-un proces de schimbare. Also leaders go through a process of change. Și pastorii trec prin procese de schimbare. Also pastors go through a process of change. Nimeni nu s-a născut pastor. No one was born a pastor. Oamenii devin ceva ce Dumnezeu îi cheamă. People come to become what the Lord called them to be. Și este un proces pe în care Duhul Sfânt e implicat. And it's a process where Holy Spirit is involved. Și după niște peripeții mari. And after some really different problems. Și ca și adventures. Like adventures. Îl găsim pe Iona în Ninive până la urmă. We see Jonah finally reaching Nineveh. Dă un mesaj. He gives his message. Transmite mesajul de la Dumnezeu. He gives that message from the Lord. Și pleacă de acolo și se duce undeva aproape și pe un deal și se uită să vadă dacă o să cadă sau nu foc din cer. He leaves the city, goes up on a hill next to the city and just stays there and watches to see if fire will come down on the city. Dumnezeu s-a căit de răul pe care se hotărâse să-l îl facă. And the Lord turned from the evil that he wanted to do. Iona stă și se uită. And Jonah just stays and watches. Ce nu i-a plăcut lui Iona? What didn't Jonah like? Că Dumnezeu a arătat milă. That God showed mercy. Unor oameni față de care el avea ură. To some people that he had a grudge against. Nu ar fi avut, anger. Dacă nu ar fi avut nicio problemă. He had hate. So if there was no problem, if Jonah had no problem. Nu ar fi fost nicio problemă dacă Dumnezeu ar fi arătat milă oamenilor pe care Iona iubea. It wouldn't have been a problem if God would have shown mercy to some people that Jonah loved. Dar lui nu i-a plăcut că Dumnezeu a arătat celor din Ninive milă. But Jonah did not like the fact that God showed mercy to the people of Nineveh. Nu i-a plăcut că Dumnezeu a dat favoare altcuiva. He didn't like that God showed favor to someone else. Avea în el ceva ce nu era schimbat. There was something in him that was not changed. Și când simți invidie. And when you see și gelozie. And jealousy. E ceva în tine care nu e schimbat. It's something inside you that still hasn't changed. Ceva ce e rănit. Something that is wounded. Ceva ce trebuie vindecat. Something that needs to be fixed, healed. Cum l-a ajutat Domnul pe Iona să se schimbe? So how did the Lord help Jonah to change? I-a dat cu ceva în cap? Did he strike him over the head? Ce a făcut Domnul? Cum l-a ajutat el? How did the Lord help Jonah? El zice exact de asta am fugit de unde vreau că știam că s-a arăs milă. He says this is the why I wanted to run to leave because I knew you wanted to show mercy. Știu cum ești tu. I know how you are. Și știam că tu o să binecuvintezi pe altcineva. And I knew that you were going to bless someone. Ce a făcut el atunci când a văzut pe altcineva binecuvântat? So what did he do when he saw someone else being blessed? A zis mai bine să mor. I said it's better for me to die. Decât să văd că binecuvintez pe ăsta. And not seeing that you will bless this person. Mai bine ia în viața. It's better for me to have my life taken away from me. Că tu binecuvintezi acest om. So that I would not see that you are blessing this person. Vedeți ce se întâmplă în Ninive? E la fel de mult pentru Ninive cât pentru Iona. You see what's happening in Nineveh, it's everything is have to do with what's happening there but also what's happening to Jonah. Ca el să schimbe. So that he might change. Ca
ca el ca și proroc să se schimbe. Himself as a prophet would change. Și se vor întâmpla lucruri în viața noastră. And things will happen in our lives. Care sunt pentru schimbarea noastră. That are meant for our change. Ne vor fi oglinda. They will be like a vor mirror. Vor scoate la suprafață mânia. They will bring to the surface anger, frustration. Gelozia, invidia. Jealousy, envy. Lucrurile rele care sunt acolo. Bad things that are hidden there. Cum răspunde Iona presiunii de a se schimba? So how does Jonah respond to the pressure of having to change? Timpului strategic în viața lui pentru schimbare. It was a strategic time for in his life for change. Și să știți că sunt timpuri strategice în viața noastră când Dumnezeu zice trebuie să te schimbi. And you have to know there are strategic times and moments in our lives when God tells us you have to change. E vremea ta să schimbi acest lucru. It's time for you to change that thing. Să te dezbraci de acest lucru. To get off of you that thing. E prea gros, e prea împovărător. It's such a heavy burden, such a thick burden on you. Cum răspunde el? How does he respond? Se mânie. He gets angry. E frustrat. He's frustrated. E supărat pe Dumnezeu și pe angry oameni. With God and with people. Cum face Dumnezeu lucrurile? How God is doing things. Și se izolează de toți ceilalți. And he isolates himself from all the other people. Dar ce zice Psalmul 139? But what does Psalm 139 says? Că dacă mă sui în ceruri. And if I go up into heaven. Dacă îmi fac patul în Sheol. If I make my bed in Sheol. Dacă aș lua aripile zorilor. If I take the wings of the dawn. Și aș locui la marginea mării. And I would live at the ends of the sea. Dacă aș fi înconjurat de întuneric. If I would be surrounded by darkness. Tu totuși ești acolo. Even there you are. Și totuși mă găsești. And you find me out. Cu alte cuvinte, de tine, Doamne, nu pot să scap. With other words, Lord, I cannot get rid of you. Și tot trebuie să ajung la concluzia. And I still have to get to that conclusion, to da, that point. Dumnezeu are un destin cu viața mea. Lord has a destiny with my are life. Un plan cu he viața has a plan mea. With my life. Jonah a crezut că dacă face pe supăratul, Jonah thought that he would act if he would act miserable. Îl va convinge pe Dumnezeu să schimbe planul. He would convince God to change his plan. E ca și un copil. It's like a child. E un nivel de imaturitate în el. It's a level of immaturity in him. Și s-a urcat pe un deal de unde să vadă bine. So he went up on a hill where he could see. Și a făcut și un cort probabil din creng și frunze. And he improvised a tent, a booth for him where he can stay. Și de acolo se uită. And he just sits there and looks out. Pentru că el a știut foarte bine ca și evreu întâmplarea cu Sodoma și Gomora. Because he knew well as being a Hebrew what happened to Sodom and Gomorrah. Și s-a uitat să vadă oare fulgeră din cer. So he wanted to see if lightning peste ei, normal, over, nu peste over Iona. Them, of course, not over Jonah. Și pe urmă se trezește într-o dimineață. And at one point he wakes up in the morning. Și acolo este o plantă, o curcubetă mare deasupra lui. A big plant that has grown above his head. Atât de frumoasă. So lovely. Și sigur probabil se gândește, wow, Dumnezeu pe mine mă iubește. And probably he thinks, oh, the Lord loves me. Și mi-arată că eu am dreptate și oamenii ăștia sunt mari păcătoși. And he's showing me that I am right and these people are uite la curcubeta asta ce mare. Just look at this beautiful plant that grew. Și miraculoasă. And it's a miracle that it grew. A crescut peste noapte. It grew overnight so big. Dintr-o dată a crescut. All of the sudden. Dumnezeu zice a făcut o să crească. It says that God made it to grow. Vedeți, el n-a învățat lecția din peștele ăla mare care l-a mâncat. See, he still hadn't learned the lesson from that big fish that swallowed him. Aș fi crezut că după acel pește și peripețiile cu peștele deja o înțeles că Dumnezeu are un plan cu Ninive. You might have think that after that whole adventure with the fish and being in his belly for those days, he might understand after all that God had a plan with Nineveh. Dar era o întăritură în viața lui. But it was like a stronghold in his life. Vedeți, noi ca și oameni, noi uneori nu învățăm lecția din prima. You see, many times we as people, we don't learn our lesson in the first place. Mai ales dacă acel domeniu de slăbiciune din viața noastră e o întăritură. Especially if that place of weakness in our life is like a stronghold. Și în mod continuu, lucruri încearcă să strige spre noi, schimbă-te, schimbă-te, schimbă-te. And continuously things are like shouting to us, change, change, you have to change.
și în continuu striga peștele, marea, înspre Iona, buruienile alea, algele marine, schimbă-te, Iona! And continuously the sea, the fish, all those algae that were wrapped around him would scream to Jonah, change, change! Dar încă el se lupta cu Dumnezeu. But still he was fighting. Încă era greu să dea drumul mâniei. Still it was hard for him to let go metodelor of the lui, his own methods, legalismului din viața lui. Legalism that was in his life. Biserică, e timpul să dăm drumul legalismului. Church, it's time for us to let go of legalism. De multe ori așa judecăm pe omul de lângă noi. Many times we so easily judge pentru the person standing next to us. Pentru că vedem ceva, o slăbiciune în viața acelui because om. We might see a weakness in that person's un life. Un punct care încă nu-i schimbat. A point that it still hasn't changed. Dar eu vreau să zic că uneori Dumnezeu s-ar putea să lucreze la altceva. But I want to tell you sometimes God is working at something else. Și punctul lui de slăbiciune and that person's s-ar point putea of weakness, să fie pentru schimbarea ta. That point of weakness can be for your own change. Și slăbiciunea aia să se schimbe mai încolo în viața lui. And that point of weakness to change after some time. Pentru că in întâi tu trebuie să te schimbi în reacțiile tale față de slăbiciunea acelui om. Because firstly you need to change in the way you react to that person's weakness. Acum asta poate să însemne pentru fiecare dintre noi altceva. Now that might seem for each one of us something different. Mila lui Dumnezeu. God's mercy. Îndurarea lui Dumnezeu. His long love. A fost temporară bucuria lui Iona. Jonah's happiness was just temporary. Pentru că fără să-și dea seama, because without him knowing, fără să vadă, without him seeing it, un vierme a început să mănânce în interiorul curcubetei. A worm started eating the inside of the plant. Nu se vedea în exterior. You cannot see it. Și așa să lucrurile din inima lui Iona. And this is an image of how things are in Jonah's heart. Eu cred că acel vierme reprezintă lucrurile acelea dinăuntrul inimii lui. I believe that worm were actually those bad things that were inside his heart. Cum mănâncă la el. How that worm would eat inside of Jonah. Cum opresc slujirea lui. How it's stopping his ministry. Atunci când acea curcubetă era sănătoasă. When that plant was healthy. A adus acoperire. It brought covering. A adus bucurie. It brought joy. A adus protecție lui Iona. It brought protection to Jonah. Și când noi suntem sănătoși. And when we are healthy. În slujirea noastră. In our ministry. În umblarea noastră cu Domnul. In our walking noi aducem bucurie oamenilor. We bring joy to people. Pe we ei. Cover them. Îi protejăm we pe are ei. Protecting them. Ne ocupăm de ceilalți. We are taking care of the others. Dar uneori este acel vierme mic. But sometimes there's that just that care nu se vede cu ochiul. You cannot see with your eyes. Dar poate să mănânce o curcubetă mare. But it can eat a whole plant that is matured. Și Iona s-a supărat iarăși. And again Jonah was angry. Cred că a fost un om mai supărăcios. I think he was a sad, angry person. Și interesant pentru mine să văd așa oameni în Biblie cât de diferiți sunt. And it's so fascinating to me to see in the Bible how people were so different. Și uitați că Dumnezeu îi folosește. And just look that even though God would use them. Știți că Dumnezeu putea să ia viața și slujirea lui Iona și să o arunce în Marea Uitării? You know that God could take the life and ministry of Jonah and just throw it into the sea of forgetfulness. Și să zică, da, Iona, cine a fost Iona? Jonah, who was Jonah? Să nu ne învețe nimic, să nu pună acolo în Biblie pentru noi pe Iona. So we might not have the book of Jonah here in the Bible to teach us anything. Dar Duhul Sfânt a vrut să fie cartea lui Iona pusă acolo. But Holy Spirit wanted the book of Jonah to be in our Bible. Pentru că eu cred că sunt oameni ca și Iona. Because I believe there are people that cu personalitatea lui Iona. That have Jonah's cu temperamentul lui Iona. Jonah's temperament. La fel ca și fiii tunetului. Just like the sons of thunder. La fel ca și Ilie. Just like Elijah. La fel ca și Deborah sau alții. Like Deborah and the others. Sunt oameni care putem să ne uităm în Scriptură și să zicem there are people who you can look eu știu pe cineva ca și ăsta. I know someone who is just nu like eu, this person. Nu eu, not me, dar știu not pe cineva. I know someone. Iona s-a mâniat iar. So Jonah was again angry. În comparație. So comparison. V-am zis de o fetiță care Dumnezeu a folosit-o în viața lui Naaman. I told you about the little girl that God used in the life of Naaman.
ca el să-și dorească schimbarea, so that he might want ca el să-și dorească vindecarea, to want healing. Dar când el ajunge la Elisei, but when he gets to Elisha, și Elisei trimite cuvânt, and the, Elisha sends the word, și spune lui Naaman, du-te și te scaldă de 7 ori în acest râu. And Elisha tells Naaman, go and dip yourself 7 times in this river. Știi ce face Naaman? You know what Naaman does? Zice, s-a mâniat. He said, it says he got angry. Zice, s-a mâniat. He got angry. Și a spus, and he said, eu m-am gândit, I thought, că uite cum va lucra Dumnezeu. That this is the way God would work. Gândirea noastră trebuie să se schimbe. Our way of thinking needs to change. Pentru că cât de sus sunt cerurile de pământ, because how great are the heavens from the earth, așa de departe sunt gândurile lui Dumnezeu față de gândurile noastre. This is the way that our, God's thoughts are with our thoughts, such a big difference, such a big distance between them. Și atunci când Dumnezeu ne învață, and when God teaches us, când Dumnezeu vorbește, when God speaks to us, s-ar putea să vină să atingă în opoziție cu o mentalitate ce noi o avem. It could come into conflict, into opposition with the mentality that we have. Haideți să fim sinceri în această Let's dimineață. Let's be honest this day. Să vii într-un loc așa acesta. Coming into a place such as this. Să auzi cântece ca și acestea. S-ar putea să fie foarte diferit de modul în care tu ai gândit că este viața de biserică. It may be very different from the way you thought that church life should look like. Să fim și mai sinceri. To be also more sincere. Să vezi și o femeie care îți vorbește în dimineața asta. To see a woman that's speaking to you today. S-ar putea here. Să fie și mai greu pentru tine. It can be even harder for you. Să vină în contradicție cu ceva care tu ai crezut că așa Dumnezeu lucrează. To come into contradiction and thinking that this is the way actually that God should have been working. Și vedeți, noi rămânem blocați ca și oameni. And you see, we get stuck as people. Pentru că Dumnezeu folosește pe cineva pe care noi nu ne-am așteptat. Because God would use someone that we did not expect. La care noi nu ne-am gândit. We did not think of them. Și eu cred că doar dacă tu ești disperat cu adevărat, and I believe that only if you are desperate enough, vei accepta uneori schimbarea. You will sometimes accept change. Pentru că schimbarea nu e ușoară. Because change is not easy. Noi avem nevoie să fim transformați în mințile noastre. We have need to be transformed in our minds. A fi o făptură nouă. To be a new creation. A fi o făptură nouă în Hristos. To be a new creation in Christ. Înseamnă să ai o gândire nouă. It means to have a new way of thinking. O gândire maleabilă. A way of thinking that o gândire unde Dumnezeu poate vorbi. That you can mold and where God can speak to you. Să vezi pe oameni. To see people. Pe cei din jurul tău. Those around you. Din ochii lui. Through his eyes. Să-i vezi cine Dumnezeu a chemat pe ei să fie. To see who God called them to be. Să-i vezi cine sunt ei în Hristos. And to see who they are in Christ. Să vezi potențialul lor. To see their potential. Asta te va ajuta pe tine să ierți. And this will help you to forgive. Să onorezi. To honor. Să primești de la alții. And to receive from other people. De la un copil. From a child. De la o curcubetă. From this plant in the book of Jonah. Să primești. So that you might receive. Ce Domnul vrea să te învețe. What the Lord wants to teach you. Să primești. To receive. Ce El vrea să-ți vorbească. What He wants to speak to you. În 2 Corinteni. So in 2 Corinthians. În capitolul 5. Chapter 5. Versetul 16. Verse 16. De aceea, de acum încolo, nu mai cunoaștem pe nimeni după starea firească. Și chiar dacă am cunoscut pe Hristos după starea firească, totuși acum nu-L mai cunoaștem în felul acesta. From now on, therefore, we regard no one according to the flesh. Even though we once regarded Christ according to the flesh, we regard him thus no longer. Căci dacă este cineva în Hristos, este o făptură nouă. Cele vechi s-au dus, iată, toate s-au făcut noi. Therefore, if anyone is in Christ, he is a new creation. The old has passed away. Behold, the new has come. El a zis, noi nu mai vedem pe oameni într-un mod pământesc. He said, we no longer look at people in an earthly way. După carne, după fire. After their flesh. Vedem ce ei sunt. But we see who
who they are, vedem darurile lor. We see their gifts. Vedeți, Pavel învață. You see, Paul taught că în biserică Hristos a lăsat. That in the church, Efeseni capitolul 4. Ephesians chapter 4. Apostol, proroc. Gave some apostles, prophets. Păstori, învățători, evangheliști. Pastors, teachers, evangelists. Că el a lăsat slujitori în viața de biserică. That he gave ministers into the life of the church. Pentru zidirea trupului lui Hristos. So the whole body may become stronger. Așa că ai nevoie să vezi nu doar omul acela cum arată el fizic. So you need to see that person not just how he looks like on the exterior. Ci să-l vezi ce Dumnezeu l-a chemat pe el să fie în viața bisericii tale. But to see who is God, what is God called that person to be in the life of your church? Să poți să primești de la acel om. So you can receive from that ce Dumnezeu person a pus în el. What God has put inside of him. Pe urmă în Roman 12. And then in Romans 12. Pavel spune despre daruri. Paul speaks about the gifts. De administrare. About an, de conducere. About leadership. De învățătură. About teaching. De dărnicie. About giving. Și în 1 Corinteni 12. And in 1 Corinthians 12. Despre darurile Duhului Sfânt. About the gifts of the Holy Spirit. Care Duhul Sfânt le dă fiecăruia după cum îi place. The Holy Spirit gives to all as he pleases. Și acum ce văd eu la tine and astăzi? Now, what do I see in you today? Văd eu slăbiciunea ta? Do I see your weakness? Sau văd eu chemarea ta? Or do I see your calling? Văd eu firea ta? Do I see your flesh? Sau văd eu ungerea care Domnul a pus-o peste tine, darul tău spiritual? Or do I see the anointing that the Lord has put over your life and your spiritual gift? Și important, în procesul nostru de schimbare, and it's important in our process of changing, să ne ridicăm ochii de pe cele pământești, to lift up our eyes off of what is earthly, și să ne punem ochii noștri să-i ațintim la cele cerești. And our eyes may look at the heavenly things. Și a-ți aținti ochii la cele cerești. And to have your eyes pointed at the heavenly things. Nu înseamnă că tu te uiți doar, în rai o să fie așa, 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 așa. Does not mean that you're looking and you're perceiving that in heaven it will be like this or și this. Și eu mă this gândesc la ceea ce este ceresc din Dumnezeu aici pe pământ și la acelea să mă gândesc. But I'm thinking of what is heavenly here on earth and I'm thinking and looking at that. Și mă uit la ceea ce este ceresc din Dumnezeu în tine. And I'm looking at what is heavenly inside of you. Și la asta mă concentrez. And this is what I'm focusing on. Asta înseamnă să mă gândesc la cele de sus. This is what it means to think about the things that are above. Și nu la cele de pe pământ. And not on the earthly things. Cum ar fi să ne gândim unii despre alții? How would it be if we would think of one another? Și să avem în considerare ceea ce e ceresc în viața la fiecare and dintre noi. And to consider what is heavenly in each person's life. Cum ne-am raporta unii la alții? How would we relate to one another? Cum s-ar fi raportat Iona la Ninive? How would have Jonah related to Nineveh in this dacă situation? Dacă i-ar fi văzut chemarea cerească? If he would have seen their heavenly calling. Cum s-ar fi raportat Naaman la Elisei? How would have Naaman related to Elisha? Dacă ar fi înțeles ce puternic e cuvântul dat de acel proroc și că în el e vindecarea lui. If he would have realized how powerful the word that prophet gave and inside that word was healing. Dacă l-ar fi văzut pe Elisei cine era el în Dumnezeu. If he would have seen Elisha who he was in God. Și și-ar fi dat seama că omul ăsta nici măcar nu trebuie să fie fizic lângă mine. And would have realized that this person does not actually need to be physically. Nu trebuie right nici măcar să-și pună mâna pe mine. He doesn't need to put his hands upon me. E destul să-mi transmită ceva. It's enough for him to say something. E destul să spună ceva. Enough to say a word. Și eu voi fi vindecat. And I will be healed. Când noi ne gândim la cele cerești din viața celor de lângă noi. When we look upon the heavenly things in the lives of the people next vom investi în viețile lor. We will invest in their lives. În ceea ce Dumnezeu investește în viețile lor. And what the Lord invests in their life. Și altfel ne vom raporta unii la alții. And it's a different way that we will relate to one another. Eu cred că este timpul. I believe it's time. Să ne vedem unii pe alții ca și făpturi noi. To see one another as a new creation. Și să putem să trecem peste lucruri care chiar sunt mărunte și nesemnificative. And we can also look over to not regard the things that are not important, the small things. Pentru că noi suntem în Hristos toți o făptură nouă. Because we are in Christ all of us a new creation. Și cele vechi s-au dus, and dragilor. All things have passed. Și Dumnezeu away, face toate lucrurile and noi. And the Lord does everything, creates everything new. Amen.